S-ar putea să ne uităm la cartea Iona și să zicem, mă, unei Dumnezeu ăla de demult care mișca marea, care cutremura munții, care cutremura clădirile, atunci s-ar întoarce oamenii la Dumnezeu. De ce s-au pocăit ăștia? Păi vezi, domnule, că Dumnezeu a făcut acolo o lucrare extraordinară. O tulburat marea, o oprit marea instant. Și atunci oamenii și-au dat seama că Dumnezeu e la lucru. Ăsta e tiparul. Doamne, adu furtuni, răstoarne clădiri, ce știu ce să mai facă Dumnezeu. Este greșit să facem lucrul acesta din mai multe motive. Unul, că am contrazice scriptura, care în alte locuri ne arată că oamenii sunt întorc la Dumnezeu fără lucrurile astea. Da? În al doilea rând, am, am încercat, că nu reușim, bineînțeles, să-l forțăm pe Duhul Sfânt să lucreze într-un anume mod. Noi vrem ca Duhul Sfânt să lucreze pornind furtuni. Noi vrem ca Duhul Sfânt să lucreze scuturi în clădiri. Noi vrem ca Duhul Sfânt să lucreze prin accidente. Noi vrem ca Dumnezeu să lucreze prin boli. Nu putem să stabilim tiparea lui Dumnezeu, da? Tiparea lui Dumnezeu, felul în care El trebuie să lucreze. Și apoi lucrul acesta ne-ar putea face să vedem greșit convertirile altora. Mă voi a străcovea vă, furtună. Nu. Zero, vă Băi, așa se întoarc oamenii la Dumnezeu. Nu. Pasaje ca acestea nu ne sunt lăsate ca să facem tipare din narațiunile astea, ci ca să înțelegem anumite principii ale lucrării lui Dumnezeu. Nu să facem tipare, da? Ci să înțelegem niște principii de lucru ale lui Dumnezeu